observat singur? Nu luați parte la cea de dezvărțire? Am vrut să rămân câteva clipe cu gândurile mele. Pe care Silvei trezește mine atâtea amintiri. Pardon, șampanie, mușcă. Aceasta a fost comandat? Tuf, Clicom, ții minte? Și ei plăcea. Era o noapte ca cea de acum. Când ea s-a desfărțit de cabaret, de mine, de noi toți. Îți amintești? M-a așteptat acolo, îți se pare. E cum să nu-mi amintesc? Doar eu v-am anunțat că vă așteaptă. Am tras perdeaua și... Ține, nu ești! M-am timp așa, persistea. Cecilia, regina, ce-ar E vis? Sau realitate? E vis, dar și realitate. Vis e amintirea noastră fermecătoare. Realitatea? Părul alb, muzități cărinte, ciudat cum împătrânesc bărbați. Da, tu ai rămas la fel ca atunci, deși au trecut vreo... Nu cumva să pomenești de ani. Spune-mi, Cecilia, te-ai mai gândit vreodată la mine? S-au întâmplat multe lucruri de atunci, dar amintirea ta mi-a rămas cea mai dragă. Ce îndrăgostit am fost! Nimeni nu știe mai bine ca mine. Niciodată n-am câștigat ca pe atunci. Spune-mi, Cecilia, ce faci? Unde trăiești? Cum o duci? Despre prezent, nicio vorbă. Vorbim numai despre trecut. E prea ușoară întrebarea! Thank you.
Puneți mâna pe inimă solemn și jurați că de azi înainte, oricând și oriunde vă veți întâlni cu mine, nu veți ști cine sunt, dar mai ales cine am fost. Ce înseamnă asta, Cecilia? Ai devenit o doamnă atât de distinsă încât trebuie să strănești trecutul. Chiar și întrebările sunt oprite. Ei, hai, gata, nu mai faci așa pe grozava cu generalul ăla. Dacă ai ști ce slujbă voi primi eu în curând, o casă atât de aleasă, încât nici tu nu ți-ai putea pune piciorul acolo. Și totuși nu mă grozăvesc cu pat. Nu vă supărați, dragii mei. Sunt de prieteni vechi. Îndepliniți-mi dorința, jurați. Jur! Ei, pe onoarea mea. Te cunosc eu, Mișca? Asta nu-i destul. Nu? Nu. Bine, jur. Așa să se facă cine? Așa să ne facem! Bine, și acum, lăsați-mă singură! Dar abia ne-am întâlnit Cecilia! Dar așa trebuie, vă rog, dragi! Da, dar vine generalul, domnule Peri, mă rog! Generalul!